Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, continuăm călătoria noastră prin paginile Sfintei Scripturi, mai precis prin paginile Cărții Levitic. Suntem la capitolul 9, al doilea capitol din seria celor care vorbesc despre legile referitoare la oficiul preoțesc. Acest capitol este deosebit de interesant nu numai pentru că marchează inițierea lui Aron și a fiilor lui în slujba preoției, ci și pentru că ne oferă detalii ale ritualului zilnic al slujbei preoților. Cu excepția zilei ispășirii, scriptura ne oferă foarte puține detalii cu privire la acest ritual zilnic. Acum, acesta este momentul în care preotul devenea preot pentru prima dată. Chiar dacă era născut în familia lui Aaron, un preot nu era cu adevărat preot până ce nu era consacrat. Cuvântul ebraic pentru consacrare înseamnă a umple mâna. Aceasta înseamnă că noi venim la Dumnezeu cu mâinile goale, Consacrarea nu este o promisiune de a merge undeva ca misionar sau de a face orice alt lucru pentru Domnul. Consacrarea implică a veni la Domnul cu mâinile goale și a spune, Doamne, ce vrei tu să fac? El este cel care ne umple mâinile. Aceasta este consacrarea. Din nefericire, însă, prea mulți cred că trebuie să-i aducă ceva lui Dumnezeu pentru ca să fie consacrați în slujba lui. Alții cred că îi dau Domnului foarte mult dacă se dau pe ei înșiși. Nu îi dăm prea mult, dragi prieteni. În afară de păcat, noi nu avem de dat prea mult atunci când ne predăm pe noi înșine Domnului. Septuaginta adoptă cuvântul grecesc teleio pentru a exprima consacrarea. Acest cuvânt poartă aceeași semnificație. Telos înseamnă sfârșit, scop, ceea ce ne conduce la înțelesul de a împlini ceea ce vrea Dumnezeu să împlinim. Înseamnă a împlini scopul pentru care ai fost născut. Noi am fost născuți pentru scopul de a completa trupul lui Hristos. Și El s-a născut cu scopul de a veni pe pământ pentru a împlini voia lui Dumnezeu, astfel ca noi să putem ajunge acasă, în slavă. Iată ce spune același scritor al epistolei către evrei, epistolă care tratează pe larg tema preoției. Acum mă refer la versetul 10 din capitolul 2 al acestei epistole. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fi la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Isus Hristos a fost consacrat. El a avut un scop precis, Continuă acest autor al epistolei. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe fiul care este desăvârșit pentru veșnicie, spune versetul 28 din capitolul 7 al epistolei. Să ne întoarcem acum la capitolul 9 din Levitic. În acest capitol se are în vedere slujba lui Isus, nu caracterul lui. Îl vedem pe Isus ducându-și la împlinire scopul și planul dat de Dumnezeu în slujba sa. Iată acum însă un rezumat al capitolului. În primul rând, îl avem pe Aron care se pregătește să-și înceapă slujba. Și această pregătire ne este relatată în primele șapte versete. Apoi, Aron aduce jerfa pentru păcat. Aron aduce jerfa arderii de tot, tot Aron aduce darul de mâncare și jerfa pentru pace sau jerfa de mulțumire. Și apoi Aron binecuvântează poporul și apare slava Domnului. Dar iată ce ne spune textul biblic. În ziua a opta, Moi s-a chemat pe Aron și pe fiii lui și pe bătrânii lui Israel. Și a zis lui Aron, ia un vițel pentru jerfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot, amândoi fără cusur și adui înaintea Domnului. Toate acestea, dragii mei, erau făcute la porunca Domnului. Ei rămăseseră la ușa cortului întâlnirii timp de șapte zile, iar acum, în a opta zi, Aron trebuia să-și înceapă slujba de mare preot. A opta zi era cea din tâi zi a săptămânii. Aceasta este ziua în care Domnul Isus a înviat din morți. Hristos și-a luat în primire slujba de mare preot după moartea și învierea sa. În Evrei, capitolul 8, versetul 4 și capitolul 9, versetele 10, 11 și 12, ne spun că dacă Hristos ar fi pe pământ, el nu ar fi preot. Numai după ce s-a înălțat la cer, devenind mare preot în cortul nefăcut de mâini omenești, sus în cer, el a intrat în locul sfânt prin propriul sânge. Cei patru fii ai lui Aaron au fost prezenți când acesta a preluat slujba de mare preot. Noi avem patru Evanghelii care ne aduc mărturia morții și învierii lui Hristos. Noi avem astăzi un mare preot desăvârșit. Îl ascultăm pe Domnul când credem în El și când avem încredere în El. Odată deveniți credincioși, îl ascultăm atunci când încercăm să facem voia lui. Aceasta este consacrarea, dragi prieteni. Venim la El cu mâinile goale și cerem lui Hristos să ni le umple. Aron nu a fost marele nostru preot. El a avut nevoie să aducă o jerfă de ispășire pentru păcatul lui. În toate serviciile divine publice, marele preot începea prin a aduce o jerfă de ispășire pentru păcatul său. Prin aceasta, marele preot declara că el nu este Hristosul și că acesta va fi unul care va veni după el. El va fi marele preot, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jerf în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru ale norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jerfă pe sine însuși, spune autorul epistolei către evrei. Dar iată ce comunică Domnul mai departe copiilor lui Israel. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui, luați un țap pentru jerfa de ispășire, un vițel și un miel de un an și fără cusur pentru arderea de tot, un taur și un berbece pentru jerfa de mulțumire ca să-i jerfiți înaintea Domnului și un dar de mâncare frământat cu un de căci azi vi se va arăta Domnul. Lui Aron i s-a poruncit să le spună oamenilor să aducă daruri pentru toate jerfele, cu excepția jerfei pentru vină. La început, nu era nevoie de o jerfă pentru vină, pentru că nu avuseseră timp să încalce în vreun fel legea. Trebuia să aducă obișnuitul ța pentru jerfa de ispășire, un vițel și un miel pentru arderea de tot, un taur și un berbec pentru jerfa de mulțumire și obișnuitul dar de mâncare. Slava Domnului urma să apară în ziua aceea. Toate acestea ne arată că nu putem veni la Dumnezeu decât prin moartea lui Hristos prin marele preot cel înviat care stă la dreapta lui Dumnezeu. Ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise și toată adunarea s-a apropiat și a stat înaintea Domnului. Moise a zis, să faceți ce a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Moise a zis lui Aaron, „Apropiete de altar, aduți jertfa ta de ispășire și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine și pentru popor. Adu și jertfa poporului și fă spășire pentru el, cum a poruncit Domnul. Poporul se supune și Moise îi asigură că li se va arăta slava Domnului. Aron s-a apropiat de altar și a junghiat vițelul pentru jertfa lui de ispășire. Fiul lui Aron i-au adus sângele la el, el și-a muiat degetul în sânge, a uns coarnele altarului, iar celălalt sânge l-a turnat pe picioarele altarului. A ars pe altar grăsimea, runchii și prapurul ficatului de la vițelul pentru jerfa de ispășire, cum poruncise lui Moise domnul. Iar carnea și pielea le-a ars în foc afară din tabără. Aceste versete descriu cu foarte atente detalii ritualul prin care trecea Aron în fiecare zi în aducerea jerfei pentru păcat. Jerfa de ispășire pentru păcat era adusă prima. De ce oare? Când au fost prezentate jerfele pentru prima dată, arderea de tot a fost prima și jertfa pentru păcat ultima. Vedeți, prima dată, jertfele au fost prezentate din perspectiva lui Dumnezeu. Dar acum ne apropiem de Dumnezeu din perspectiva omului. Noi venim la El ca niște păcătoși și mai întâi trebuie rezolvată problema păcatului. Iată ce spune Pavel în epistola adresată a Efesenilor, în capitolul 1, versetul 7. În el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Și este o referire la Domnul Isus la sângele lui. Să ne întoarcem acum la ritualul pentru arderea de tot. Acesta este prezentat cu tot atât de multe detalii. Mai întâi, Aron aducea jerfa pentru el. Ajungheat apoi arderea de tot, Fiii lui Aron i-au adus sângele la el și el l-a stropit pe altar de jur împrejur. I-au adus și arderea de tot tăiată în bucăți, cu cap cu tot, și le-a ars pe altar. A spălat măruntaiele și picioarele și le-a ars pe altar deasupra arderii de tot. În continuare sunt prezentate jerfa pentru păcat și arderea de tot pentru popor. În urmă a adus jerfa pentru popor, a luat sapul pentru jertfa de ispășire a poporului la junghiat și l-a adus jertfă de ispășire ca și pe cea din tâi jertfă. A adus apoi arderea de tot și a jertfit-o după rânduielile așezate. Dragii mei, după ce Aron aducea mai întâi jertfa pentru el și pentru fiii lui, pentru ca ei să se poată înfățișa înaintea Domnului, era adus apoi jertfa pentru popor ca poporul să poată sta înaintea lui Dumnezeu. Dar toate acestea sunt o imagine a lui Hristos. Iată ce spune Isaia în capitolul 53, versetul 10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Sau iată ce le scrie Pavel Corintenilor în cea de-a doua epistolă la capitolul 5, versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Jerfa pentru păcat este făcută păcat. Hristos a avut de purtat pe cruce povara păcatelor întregii lumi. Toate aceste jerfe din vechime erau aduse înaintea lui Dumnezeu prin intermediul lui Aron. Dar mai sunt și alte jerfe pe care Aron trebuia să le aducă. A adus și jerfa de mâncare. A umplut un pum din ea și a ars-o pe altar, afară de arderea de tot de dimineață. A apoi taurul și berbecele ca jerfe de mulțumire pentru popor. Fiii lui Aron au adus sângele la el și el a stropit pe altar de jur prejur. I-au adus apoi grăsimea taurului și a berbeciului, coada, grăsimea care acoperă măruntaele, rărunchii și prapurul ficatului, au pus grăsimile acestea deasupra piepturilor și el a ars grăsimile pe altar. Aron a legănat într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului piepturile și spata dreaptă, după cum poruncise lui Moise Domnul. Aducerea darului de mâncare respecta și el ritualul obișnuit. Același lucru se poate spune și despre jertfa pentru pace. Aron, ca reprezentant al poporului, prezintă jertfele înaintea Domnului prin vărsarea de sânge. Acestea sunt primite și la fel și poporul. Acum urmează binecuvântarea. Dragii mei, trebuie însă să înțelegem că aceste binecuvântări nu vin din partea lui Aron. El nu este decât un intermediar. El nu deține puterea, el nu deține autoritatea de a da iertarea sau orice altceva, ci este doar intermediarul, cel care face legătura dintre popor și Dumnezeu. Să vedem deci ce este cu binecuvântarea. Aron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jerfa de ispășire, arderea de tot și jerfa de mulțumire s-a pogorit. Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului norod. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta. Au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Binecuvântarea vine după aducerea celor trei jerfe. Jerfa de ispășire pentru păcat, arderea de tot și jerfa pentru pace sau de mulțumire. Apoi Moise și Aron se retrag în cortul întâlnirii. La vremea jerfei de seară ei au ieșit să binecuvânteze poporul și apoi s-a arătat slava Domnului. Totul era de acum împlinit. Oamenii strigă și cad cu fața la pământ în adorare și laudă. Dragii mei, Hristos, Domnul nostru, este acum în locul sfânt, adică în cer. Acolo El mijlocește pentru fiecare dintre noi. Dragii mei prieteni, primiți-L astăzi pe Hristos cel viu. Lui să vă închinați asemenea poporului de altă dată, cu adorare, cu laudă, plecându-ne, căzând în fața Lui. Dar mergem mai departe și trecem acum la capitolul 10, un capitol care descrie un incident trist. Un incident care ne arată încă o dată ravagile pe care le produce păcatul și neascultarea în viața oamenilor. Aceasta este încă o pată pe trecutul sornit și plin de păcat al omului, caracterizat de neascultare și răzvrătire. Este relatarea răzvrătirii și a neascultării celor doi fii al lui Aron. Și să nu uităm, această întâmplare vine după glorioasa zi a consacrării din capitolul precedent. Se întâmplă atât de des așa în viața fiecăruia dintre noi. După victorie vine și înfrângerea. La fel se întâmplă și în cartea Iosua, așa cum o să vedem, unde victoria de la Erihon era urmată de înfrângerea rușinoasă de la Ai. Dar acum să revenim la cei doi fii al lui Aron. Îndrăzneara lui Nadab și Abihu este înspăimântătoare în lumina învățăturii clare pe care o dăduse Dumnezeu pe muntele Sinai. În cartea Exodul, capitolul 30, Dumnezeu îi dă lui Moi se formula pentru tămâia care este folosită în cortul întâlnirii și a spus: Tămâie ca aceasta, în aceeași întocmire, să nu vă faceți, ci să o primiți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Oricine va face tămâie ca ea, ca să o miroasă, va fi nimicit din poporul lui. Sfințenia lui Dumnezeu, dragii mei, este proclamată la începutul epocii legii prin acest incident. Sfințenia lui Dumnezeu este proclamată la începutul vremii Harului prin incidentul cu Anania și Sanfira. Moartea a fost pedeapsa drastică în ambele cazuri. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt și acesta este nivelul la care tratează El cu copiii Lui. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor și trebuie să ne temem de lucrul acesta. Acesta este un adevăr pe care toți avem nevoie să-l cunoaștem. De asemenea, este nevoie să recunoaștem ceea ce a spus Apostolul Pavel în a doua epistolă adresată Corintenilor, capitolul 5, versetul 11, prin cuvintele. Ca unii care cunoaștem, deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să încredințăm. Căutăm noi oare? încredințăm noi pe oameni cunoscând deja frica Domnului? În Evrei, capitolul 12, versetul 25, ne este adresat un avertizment sever. Luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Acesta este unul din marile păcate ale lumii prezente oamenii nu aud ce are Dumnezeu de spus în cuvântul său. Dar să revenim la capitolul 10 și vedem despre ce este vorba. Fiul lui Aaron, Nadab și Abihu și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Se poate ridica obiecția că pedeapsa cu moartea a fost prea severă pentru delictul comis. Dar observați mai ales ce spune Dumnezeu aici. Lucru pe care el, adică Dumnezeu, nu li l poruncise. Această adăugire ne dă o idee despre caracterul grav al încălcării și despre dreptatea pedepsei. A fost o neascultare deliberată față de o poruncă exprimată foarte clar de Dumnezeu. Dragii mei, atunci când avem de-a face cu Dumnezeu, neglijența nu-și are locul. Dar, de fapt, ce au făcut cei doi fii al lui Aron, deși au atras o judecată atât de aspră? Cu ce au greșit ei? Data viitoare voi veni cu trei sugestii privitoare la acest păcat care le-a atras o moarte atât de groaznică. Însă, înainte de acestea, trebuie să înțelegem o dată în plus și prin intermediul acestui exemplu că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt de care nu ne putem apropia decât în sfințenie. Este o nebunie din partea noastră să sfidăm ceea ce El ne poruncește pentru rezolvarea celei mai mari probleme pe care omul o are în raport cu Dumnezeu, cu veșnicia, păcatul. Această problemă nu o putem rezolva nici cu improvizațiile noastre religioase, pentru că aici este implicată natura sfântă a lui Dumnezeu. Numai El este acela care poate rezolva această problemă pentru noi și a făcut-o prin Domnul Isus Hristos. Nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu decât prin credința în Domnul Isus. În El sunt îndeplinite toate cerințele lui Dumnezeu, pentru că în persoana Lui, umanitatea se întâlnește cu Dumnezeirea. Fie ca noi toți să înțelegem și să apreciem această dovadă de dragoste din partea unui Dumnezeu Sfânt, care ne pune la dispoziție o cale de a ne apropia de el pentru a primi minunatele binecuvântări pe care ni le oferă cu atâta generozitate. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.